Salutare, dragi copii! Felicitări cu Ziua Internațională a Copiilor! Bucurați-vă de fiecare clipă! Cântați, râdeți, jucați-vă și mergeți la furat cireșe ca în poveștile lui Ion Creangă. Copilărie cu fața albă pistruiată, copilărie meluț de vată și ursuleț de ciocolată. Copilăria e o floare albastră ce saltă capul înspre nori. Copilăria e o buburuză pictată în sute de culori. De nu ar fi copilărie, n-ar crește iarba pe câmpie. Și ce-ar face fără tine acești frumoși și scumpi copii? Nu-i așa că cu sute și mii de motive poți să fii cel mai fericit copil de lume? Căci în spatele unui copil lumină se află un părinte soare, care reușește să-i alunge toți norii supărați. Fie ce copil în parte are drepturile toate, într-o familie să crească, în bunăstare să trăiască, la medic să se adreseze, școala să o frecventeze, opiniile să-și exprime, să respecte pe oricine. Dar, de fapt, orice părinte, până e copilul mare, din iubirea lui face orice zi o sărbătoare. Nu-i ușor să fii părinte, de-i uitat că ai fost copil, nopți de-a rândul nedormite și probleme zi de zi. Însă nu-i nici greu în viață. Un copil aduce soare în casă, un copil îți poate aduce, când privești în ochii săi, mângâierea cea mai dulce, chiar de ani îți par mai grei. Când te întorci acasă seara și te așteaptă în prag râzând, simți că raiul întreg coboară pe pământ.